Bună ziua! O demisie pe care o așteptați? O demisie care ne duce cu gândul că domnul Costache a cedat psihic sau o demisie cerută de premierul Orban? Este și una și alta. Eu am cerut demisia domnului Costache acum câteva zile pentru că am descoperit cu stupoare, vorbind cu mai mulți manageri de spitale, că de 3 luni de zile Georgeta Bumbac, mâna dreaptă a domnului Costache, care este secretar general al Ministerului Sănătății și este și directorul economic, atenție, a blocat absolut orice alocare bugetară pentru ca spitalele să poată să achiziționeze echipamente de protecție și de dezinfectant. Păi da, dar în situația asta, domnule Ungureanu, n-ar fi fost mai degrabă demisia doamnei respective decât demisia domnului Costache? Adică... Păi au răspuns împreună de acest lucru. Ei ar trebui să meargă împreună în istoria neagră a acestui minister. Din păcate, domnul Costache nu a făcut față acestor vremuri și toate aceste achiziții suspecte s-au făcut sub această tăcere foarte ciudată. Vreau să vă spun că mi-este destul de neclar și cum lucrează Unifarm în această perioadă, pentru că am luat legătura ieri cu un furnizor care a spus că este dispus să aducă 100.000 de măști speciale din acelea PPP2 și PPP3, dar că este blocat de Unifarm, cu toate că poate să aducă un preț, atenție, sub cel pe care poate să-l obțină această structură care spune că ne salvează în criză. Pentru mine este ciudat cum de sunt oameni care vin cu foarte mici prețuri și vor să aducă materiale pe piață și statul român preferă să aducă niște firme de apartament sau din satele Mie îmi plac acuzațiile. Domnule Ungureanu, ascultați-mă o secundă. Știu că sunteți un om foarte bine informat apropo de ce se întâmplă în sănătate, dar îmi plac propozițiile cu subiect și predicat. În opinia dumneavoastră, domnul Costache pleacă pentru că există lucruri care leagă pe domnia sa de eventuale contracte într-o perioadă în care, bineînțeles, băieții deștepți din sănătate vor câștiga în continuare? Da sau nu? Nu știu acest lucru. Nu am informație că domnul Costache ar fi implicat în povestea asta. Pentru mine este foarte clar că se fac bani uriași în această criză și Ministerul Sănătății nu a oferit sume de bani directe ca spitalele să obțină de pe piață cu prețuri corecte, competitive, achiziționarea urgentă, spre exemplu, de combinezoane. Eu vă dau un exemplu foarte simplu. Slavă cerului că ne trimite Coreea de Sud. Asta, practic, e tot ceea ce ne mai bucurăm în viață, pentru că altfel, sinceră să fiu, tot ceea ce se întâmplă... Stați așa o secundă. COVID-ul este în spitalele noastre deja și motivul... Ajungem și acolo. Domnul Ungureanu, mai am pe mine, personal, uitându-mă și la anchetele făcute, da, de cei de colegii noștri de la Gândul.ro, uitându-mă la o decizie care este evidentă că nu e așa doar un moment de anxietate a domnului Costache, că în politică lucrurile sunt ceva mai complexe. Pe mine, cetățeanul care se uită acum la televizor sau în online și vede că ministrul sănătății demisionează, știți ce mă încearcă, domnule Ungureanu? Mă încearcă frica suplimentară într-un context de pandemie în care eu văd că unul dintre miniștri, ministrul sănătății, alege să facă un pas înapoi, că i s-a cerut sau nu, astea sunt chestiuni pe care doar istoria o să le pună într-o carte la un moment dat, și vreau să aflu dacă trăim pe principiu cine, știți cum e vorba aceea, scapă cine poate, ultimul să stingă lumina. E și o chestiune de încredere, adică domnul Orban în acest moment a aflat despre posibilele
cum să le spun eu, giumbușlucăria ale domnului Costache, sau domnul Orban a luat act de decizie a domnului Costache fără a avea niciun punct de vedere, sau a fost o discuție de fapt între cei doi. Oamenii au nevoie să știe, am văzut conferința de presă a domnului Orban fără prea multe detalii, așa cum așteptam, dar cred că în acest moment sunt chestiuni mult mai importante, cum ar fi sănătatea noastră a tuturor, că nu suntem niște numere, nu suntem niște cifre. Îmi imaginez că nu suntem niște cifre, vă rog. Ce vă pot spune foarte precis este că Ministerul Sănătății nu a avut cap. Nu a avut cap în ultimele 3 luni, nu a avut coordonare, nu a avut decizie și nu a avut limpezime. Asta vă pot foarte sigur spune că domnul Orban a fost nemulțumit de domnul Costache. Un comunicator foarte slab, cred că toată lumea știe asta. Domnul Costache nu era, din această perspectivă măcar, o genul de om pe care să te bazezi, să-l scoți în conferință de presă și să-i iei foile din față. Dar asta e altă discuție. Altă discuție. Eu mă refer la deciziile strategice, la coordonare. Gândiți-vă că eu sunt vicepreședinte în Comisia de Sănătate și am întrebat în mod repetat în tot felul de, prin tot felul de mijloace, de ce nu au spitalele echipamente. La Cluj au ajuns 2000 de echipamente la spitalul de boli infecțioase care trebuie să susțină toată activitatea anti-COVID, atenție, pe toată Transilvania. Deci dacă managerul de acolo nu se descurca cum putea, inclusiv, vă spun foarte direct, i-am adus idei, furnizori, ne-am strâns sub societatea civilă, am testat piața din China să nu existe prețuri exorbitante, a apelat la magazine din țară care au donat, deci dacă nu erau donațiile societății civile, nici minimul acesta al filtrului pe care le avem în puține spitale nu era deloc. E, dar mai e o problemă, domnule Ungureanu, și poate îi sfătuiți și pe medici, dar și pe manageri, atâta timp cât trăim, domnule Ungureanu, cu tăcerea în suflet, fie că vorbim de medici de la Suceava, care ar trebui să aibă, cum să spun, eu nu pot să spun la ce ar trebui să aibă. Fără a puncta și a pune degetul pe rană, și mulțumesc domnului Ungureanu, mai avem câteva telefoane de luat pe această speță, fără a puncta, cu onestitate, chiar și într-o situație în care riști, să zicem, jobul tău, nu o să schimbăm nimic din caracatița asta care se întâmplă în acest moment în sănătate, între zonele de interese și între ce există în mod real în spitale. Dacă medicii se feresc să vorbească despre ce au și ce nu au, nu asta e normalitatea.